Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Băi, s-au mai schimbat lucrurile, nu foarte mult. Și acum, asta, opinie nepopulară aici. Faptul că statul plătește, dă vouchere de vacanță acolo, practic a oferit multor operatori de turism din țara asta, hotelieri, rest, oamenii din Horeca, posibilitatea să nu se mai reformeze deloc. Pentru că toți acești oameni care primesc vouchere de vacanță sunt clienți captivi. Captivi în România. În România, dar ei trebuie să ducă undeva să-și cheltuiască banii respectivi. Unde se ducă? Se ducă acolo. Nu mai contează calitatea, nu contează ce servicii. Uh-huh. Trebuie să cheltuiești niște bani pe care i-ai primit gratis, că altfel îi pierzi. Da. Altfel se extinde moda hotelurilor și sau restaurantelor rezervate doar pentru adulți. Adults only. Și eu vă spun absolut cinstit, când am văzut prima dată mențiunea asta, adults only, pentru un hotel. Ai crezut că e hotel... ceva... Băi, am crezut că e ceva cu... Da, că era cu cunoașterea aprofundată încrucișată între clienții și clientele hotelului. Deci mi s-a părut cam suspect când am văzut adults only, după care m-am apucat să... Crezi că dănudiști. Dănudiști swingers. Da. Mă rog, te duci mai departe. Da. Și, de fapt, adults only e un loc în care nu sunt admiși copii. Un loc turistic și aș vrea să vorbim un pic despre asta. Vreau să vă întreb, prieteni, ce părere aveți despre acest concept? Dacă vi se pare corect, dacă vi se pare bun, rău, să ne sunați la 0372069599 și puteți să ne dați, evident, și mesaj audio pe WhatsApp 0728312132, să vorbim nițel despre asta, dacă ați fost la Adults Only și cum a fost, mai liniște, cred. Deci, se întâmplă deja în Spania, Italia, Grecia, Franța, țări care sunt destinații favorite pentru zeci de milioane de turiști în fiecare an. Și, deși toată lumea iubește copiii, nu, unii turiști ar dori să se odihnească în vacanțele lor fără chiotele și agitația copiilor în jur. Acum, a fost nu demult, cred că în urmă cu vreo 2 ani, o postare care s-a viralizat la noi pe Facebook, o doamnă sau un domn, nu mai țin minte exact, care s-a declarat, sau s-a declarat doamna respectivă, foarte deranjată de faptul că într-un restaurant erau copii care făceau gălăgie. Și a zis, știți ce, mai țineți-vă copiii acasă, când ieșiți la restaurant, nu veniți cu copiii ca să deranjați clienții. Și a fost o dezbatere întreagă, lumea pro sau contra, păreri foarte, foarte serioase. Uh-huh. Acum, eu n-am copii și poate de asta îmi plac foarte mult copiii. Pe mine, sincer să fiu, nu mă deranjează când sunt la cârciumă și chiuie pe acolo, aleargă de jur împrejur. Dar e adevărat că uneori nu mă aud gândind în timp ce mănânc hopița la cărciuma respectivă și pentru, măcar pentru o clipă mi-aș dori să fiu un pic mai liniște, dar pe de altă parte ăștia sunt copii, nu? Adică au energie plin... Poate că ar trebui vorbit cu părinții, nu? Dar n-au ce să bagă nici pe... Eu ca tată de copii liniștiți n-am avut probleme cu ei. Da. Eu sunt pentru... localurile astea adult only. Sigur că tu erai liniștit, că nu-i mai auzei, deja erai obișnuit. Dar mie mi se pare o chestie ok. Sigur, nu să fie peste tot, adică să ai unde să te duci, nu să devină, să se inverseze raportul, adică să, să fie doar câteva locuri în care să poți merge cu copiii. Dar mi se pare corect să fie niște locuri de-astea în care să nu fie hărmălaie, să nu alerge copii. Prima dată am văzut conceptul ăsta în Grecia cu foarte mulți ani și n-am înțeles exact despre ce este vorba, dar ulterior locurile respective s-au transformat cumva în adulți only. Da. Și e vorba aici de insula Mykonos, unde copiii nu prea au... Adică nu prea ai parte de distracție dacă te duci copil acolo. Uh-huh. E muzică, bumții, se trăiește mai mult noaptea decât ziua și așa mai departe. Santorini era cumva... Dar n-a ajuns exact ca Mykonos. E jumătate, pentru că există și locuri unde copiii au acces și e chiar foarte frumos și pentru ei. Astea adică așa am înțeles eu inițial conceptul ăsta. Știi că sunt locuri care devin foarte potrivite pentru adulți. Da, dar astea au devenit cumva pur și simplu. Așa le-a dus... situația, nu? Da, da. N-au interzis accesul copilului, pur și simplu n-ai să cauți tu... Nu, erau interzise, erau scrie pe hotel, scrie adults only și probabil că așa, insistând, au devenit locuri în sensul ăsta. Bun, deci sunt restaurante, croaziere care sunt adults only, campinguri, unde mai nu se acceptă decât adulți fără copii și potrivit unor studii, numărul resorturilor adults only e în creștere rapidă. Numai 8 ani numărul s-a triplat. Deci ce părere aveți? Și apropo, dacă nu știați, a apărut chiar și o companie aeriană care oferă zboruri fără copii. Aia în avion poate deveni aproape tragic.
Am pățit de vreo două ori. Companie turcească low cost, Corendon Airlines, n-am auzit niciodată. Numai degrabă la terme, știți bine că există un loc unde nu au acces copiii. Da, corect. E fix același lucru, tocmai pentru liniștea adulților, nu dau seama. Dintre toate astea, cu avionul poate fi cea mai... Am prins odată un copil mic, sugar, pe un zbor de vreo 8 ore. 8 ore? Să te ferească Dumnezeu. Nu pot să cred că a plâns 8 ore. Nu, n-a plâns 8 ore, un sfert de oră și... La 2 ore, să zic, avea o repriză. Și făcea ca toate visele, adică era... Bine. 0372069599, mesaj 0728-3132. Da, vi se pare corect? Vă duceți la o cărciumă cu copilul, pac, scrie acolo, n-ai voie copilul, cum te simți? Locuri adults only. Nu, aparent, lumea e de acord. Din mesajele pe care le-am primit deja, da. Să vedem telefoanele. Hai să uite, să luăm un mesaj două și intrăm și în telefoane imediat. Bună dimineața, Claudiu din UK. Hey. Da, nu știu, nu mi se pare o chestie extraordinară. Am și eu copii, am doi băieți, dar sunt mari acum. Am scăpat de chirel. Nu. După, pe mine personal nu mă deranjează, poate să chire, să fac orice, chiar mă prietenesc cu ei. Dar am altă sugestie, să facă hoteluri și restaurante speciale doar pentru bărbați căsătoriți only, ca să poată să bea și ei o bere liniștit, fără să-i cicăle soția la cap. Hai! Mulțumim tare mult! Ce mișto a fost asta! Bună dimineața, domnilor! Sincer, sunt tata doi copii și sincer și câteodată acasă mi-aș dori adults only. Da, sunt pentru acest concept, chiar dacă am copii, merită câteodată să te detașezi un pic de tot și o spunea și voi să-ți asumi gândurile fără să fii deranjat. Cristi din Brașov. Mulțumim, Cristi. Andrei, bună dimineața! Neața, Andrei! Bună dimineața! Bună dimineața, mă auziți? Da, te auzim, te rog. Da, ce scuze, probabil că sunt roaming aici, sunt ținut să secuiesc și nu știu în ce măsură am semnal. Așa, trecând peste detaliul ăsta, te rog. Da, sunt proprietar de astfel de locații. Ah, ce tare! Da, două căsuțe, nu mai mult, nici nu vrem să mergem mai departe, că dăm în zona Amsterdamului, ca să spunem așa. Stai că nu înțeleg, cum adică două căsuțe? Ce înseamnă? Două căsuțe individuale, una în stânga, una în dreapta, în care vine câte un cuplu în care vrea să se regăsească unul pe celălalt și doar unul pe celălalt, nu vă gândiți la altceva. În ce zonă din ești? Păcate, nu știți câte experiențe avem. Din păcate, în România, spre surprinderea noastră, deși suntem, ne dăm occidentali, nu există chiar așa un mare cult al acestui concept. Păi nimic, că se lansează. Începe să crească. Există un început pentru orice, nu? Da, așa, ne spune și noi. N-am de jumătate în continuu, dar încă primim cereri în căsătorie pentru noapte, să spunem așa. În care se spune, ok, dacă vin singur, îmi dați voi restul? Și ok. Da, e mai adult only. Deci asta, oamenii nu au înțeles conceptul și consideră că acolo un fel de bordel, știi? Aha, exact. Ceea ce nu e cazul. Mulțumim, Andrei. Paula, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Neața! Care este problema? Deci sunt foarte bune resorturile, în primul rând pentru liniște. Te duci într-un concediu să fii liniștit. Nu știu, un copil. Dar problema în ziua de astăzi este faptul că copiii ar trebui să stea acasă cu bunicii pentru ca părinții să se poată relaxa într-un concediu. Deci copiii trebuie să stea acasă când sunt mici. Vor crește, vor avea timp să se ducă, să vadă. Dar părinții din ziua de astăzi sunt fenomenali. Copiii trebuie să vadă, copiii trebuie duși, inclusiv la Antol, pentru că sunt din Cluj. Deci, fără supărare, rolul copiilor nu este în... Sunt mulți așa oameni care nu mai au părinți, adică nu au bunici deci pentru copii, sau locuiesc în altă localitate. Sunt fel de fel de situații, dar ce drept... Se pot duce copiii la bunici, dar să vă spun că stați concret, colege. Deci nu lasă, în primul rând, să pună mâna pe copii când se nasc. Bunicii în ziua mai nou de câțiva ani. Deci sunt foarte... Nu, credeți-mă că este... foarte bine un resort al neadu să mergi să te relaxezi un pic. Adevărul e că și resorturile astea au apărut poate în contextul în care, într-adevăr, parentingul ăsta modern presupune, sunt unele cupluri care merg cu copilul de la naștere, practic, în vacanțe, deci copii de 3 luni, 4 luni am văzut, am rămas interzis. Adică e un chin, e foarte greu să faci o vacanță, adică eu nu spun că poate n-ai cu cine, dar ideea e să nu pleci. Adică
E de am văzut, poate e plăcerea omului să oameni cu plecați copilul în vacanțe pe alt continent cu un copil atât de mic. Doamne ferește, dacă pățește copilul ăla ceva și ai nevoie de spital sau așa, e am foarte complicat. Am vorbit recent cu un cuplu foarte simpatic, Andreea și Cabral. Andrei Baca și Cabral, care plecau cu rulota cu copiii lor mici și foarte mici, fără niciun fel de probleme, luni de zile prin Europa. Da, n-ați avut vreo problemă. În Europa, da. Da. Și doi și la am mână... mai vorbit cu părinți care tot așa au plecat cu copii foarte mici, spun, nu, este super ok, care e problema, ne descurcăm. Și a doua, apropo de ce spunea ascultătoarea noastră, e tot așa un concept modern de parenting în care, adoptat de tot mai multă lume, în care copilul trebuie lăsat să facă ce vrea. Și acolo aici apar problemele, unele... știi? Că nu mai e ca pe vremea noastră când făceai o trăznaie sau chireai la hotel și te chemau părinții și te țineau la masă. Acum ai lasă-l, domne, în pace. Da, nu e regulă. Și mai sunt și isterici genul ăsta de părinți. Daniel, bună dimineața! Bună dimineața! Neața. Bună dimineața! Așa am pățit și eu când am fost prima dată acum vreo 15 ani în Thailanda. Era adult only și mi-a pus semne de întrebare. Zic, doamne, dar ce-o fi acolo? Într-adevăr... sunt situații și am avut situații în care tot în Asia, fiind plecat, am avut, de exemplu, o cazare. Ei au, în general, resortele foarte mici. Să zic, la trei camere era o piscină cu intrare direct din cameră în piscină și am avut copii care la 7 dimineața erau în piscină și de altă trezirea. A fost destul de inconfortabil. Chiar dacă iubesc atât de mult copii, cum iubesc și familia mea, cum iubesc și Europa FM, cum vă iubesc și pe voi... Și noi te iubim. Și nu suntem adulți only. Copiii, puteți să ascultați Europa FM oricând. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.